În Mehedin se vorbește din ce în ce mai abitir despre revenirea fostului primar Constantin Gherghe ca și candidat la primăria Severinului. În stilul caracteristic, acesta ar purta negocieri cu mai multe partide politice și testează oferte ce l-ar putea ajuta să revină în funcție. Partidul Mișcarea Populară ar putea fi o opțiune pentru Gherghe, care poartă discuții despre o posibilă candidatură la funcția de primar. Câteva luni au mai rămas până la alegerile locale, iar în tot acest timp se fac și se refac calcule politice cu privire la posibile candidaturi. Candidații își cântăresc șansele și analizează variantele politice care le-ar asigura un scor cât mai bun. Și dacă la partidele mari cărțile politice par deja făcute, iar candidații se cunosc, partidele mai mici încă testează piața și au porți deschise pentru noi candidaturi. Se întâmplă și la PMP, unde se discută intens despre candidatura fostului primar Constantin Gherghe. Da, testăm oameni. Da, vrem să avem un scor istoric în Oltenia, dar toate răspunsurile vom putea oferi după ce luăm decizii, că nu putem să spunem, știți, noi îi măsurăm pe aia și începe lumea să-i caute pe stradă, să vadă ce rău pot spune despre unul și altul. Dar poate domnul președinte Cupă vă oferă și altă perspectivă, însă când îi anunți pe oameni, îi prezinți în conferință de presă. Ăsta e candidatul la primărie, este la Consiliul Județean și cu ei mergem înainte. Dar vom avea surprize, asta vă asigurăm. Poate Constantin Gherghe să aducă acest rezultat? Nu știu. Candidaturile surpriză despre care vorbește liderul PMP, Eugen Tomac, se pare că se referă direct la oameni cu notorietate politică și nu este exclus ca foști grei ai vechiului PDL să revină pentru a face parte din proiectul politic propus de Partidul Mișcarea Populară pentru alegerile locale. Așteptăm surprizele, sperăm să fie foarte bune și așa cum a spus domnul președinte Tomac, noi trebuie să avem un scor istoric în Oltenia și în Mehedinți automat. Vom avea candidați garantat în toate localitățile din Mehedinți. Având în vedere renumele pe care și l-a făcut în mediul politic, în jurul lui Constantin Gherghe, totul este doar o imensă speculație și o perdea de fum. Așa se face că în timp ce liderii PMP dădeau de înțeles că l-ar racola pe Gherghe după o întâlnire cu acesta, același personaj politic le promitea reprezentanților PNL chiar în aceea zi că până joi își va depune candidatura din partea liberarilor pentru primăria municipiului Orșova. Luând în considerare că promisiuni ferme le-a făcut și celor de la Pro-România, se poate spune că despre eventualul viitor politic al lui Constantin Gherghe se poate vorbi cu certitudine abia în momentul depunerii candidaturilor.